Bună seara! Mă numesc Sara Maria Preta. Sunt elevă în clasa a doua A, școala numărul 13 Galați. Astăzi vă prezint cartea Pânza Charlottei, scrisă de Elvin White. Autorul descrie o prietenie legată dintre o păinjeniță și un porc. După ce Wilbur află de la o oaie bătrână că de Crăciun va fi tăiat, Charlotte hotărăște să își salveze prietenul, convingându-i pe stăpân că în curte au un super porc. Cum? Vă las pe voi să descoperiți. Acum vă voi citi un mic fragment. Ai fost și ești prietenul meu, iar asta e mai mult decât destul. Mi-am țesut pânzele pentru tine, fiindcă mi-ești drag. La urma urmei, ce-i viața? Ne naștem, trăim că trăim, apoi murim. Poate că ajutându-te pe tine, n-am încercat decât să dau vieții mele un sens puțin mai înalt. Nu-i viață care să n-aibă nevoie de așa ceva, măcar un pic. Eu, oftă Wilbur, nu mă pricep la discursuri, nu am darul tău de a ți se cuvinte, dar mi-ai salvat viața, Charlotte, și bucuros mi-aș da și eu viața pentru tine. Chiar mi-aș da-o, de asta sunt sigură, Wilbur. Mulțumesc, la revedere!